Bună seara, astăzi vom găti încă o rețetă italiană din sudul Italiei, pene rigate al tono, foarte simplu de făcut, la fel ca celelalte care le-am făcut până acum. De ce avem nevoie? 500 grame de pene rigate, 200 grame de ton, din conservă de ton, să fie ton în suc propriu, nu ton cu alte uleiuri. Ulei de măsline extra virgin, 100 grame de măsline negre, 4 fileuri de anșoa, 500 ml de suc de roșii, 3 căței de usturoi, sare și o mână de pătrunjel tocat. La început, aici avem apa pusă la fir pentru paste. Vom lua căție de usturoi prima dată. Și vom strivi să dăm drumul și la tigaie. Să se încălzească. O căție de usturoi. Ca de obicei a căzut pe jos. Nu-l speli? O să-l spun. Așa. Strivim căței. Îți lipsește șorțul de față. Așa. De prima dată trebuia cuțit. Da. Așa. Anșoa o luăm. Putem cutire. Anșoa este un pește din Mediterana care e concentrat ca și gust. Dă un gust foarte bun. Aici avem și uleiul. Așa, și aici avem o pastă de ardei iute, foarte bună. Bine, mai la vară, ardei iute tocat. Punem uleiul de măsline prima dată. În oală am pus și sare, să nu uitați să pună sare. Se pune usturoiul. Așa. Așa. Și ușor să punem și lingurițele de pastă. Să fie puțin mai condimentat, aveți grijă când punem că cam sare de la asta. Așa. Poți să fii mai aproape, să fii mai aproape. Da, amestecă bine. Asta sunt mai mult pentru... ca să dea... gustul uleiului. Nu mai am. Așa. S-a prins culoare usturoiul, atunci se adaugă și tonul. Nu
Când începe să se închidă la culoare tonul, punem sucul de roșii. Ce cantitate? 500 de mililitri. Așa, ce preferențial, dacă vreți mai mult sos. S-a amestecat. Acum sosul de roșii conține apă. El e mai diluat și trebuie lăsat la fiert să evaporă apa din el. Așa. Băgă puțină sare. Cât fierbe? Vreo 5 minute. Ideea este ca... Ideal ar fi ca... sosul și pastele să termine cam același timp. Asta. Ficăm pastele. Deci să nu fie nici fierte prea mult. Perfect. Deci, nu să fie tari, troznească, dar nici praf fierte ca să se trupească în gură. Avem sosul aici. Nu pot cum mai încet. Punem măslinele. Amestecăm. Pastele sunt gata. Vedeți, s-a îngroșat sosul de roșii. Amestecăm bine, mai gustăm din macaroane, din pene rigate, ca așa se numesc astea, să nu se lipească. Cum mai bun? Poate sunt gata? Mă adăugăm aici puțin ulei de la anșoa ca să codimenteze, să accentueze de fapt gustul de pește. Așa. Și acum punem pătrunjelul. Amestecăm bine. Ca asta ar fi tot. Dăm la o parte puțin. Scurgem pastele. Thank you.
Așa. Să punem înapoi. Acum tare gaz. Punem pastele peste sos. Am trecut la până. Să amestecăm. Așa e dacă este stângaci. Da. Și amestecăm ca să se omogenizeze. Gata? Da, acum sunt. Deci astea le putem consuma, nu? Absolut. Și acum să servim. Ce bună tăți e aici. Tot codimentate sunt? Ha, dar n-am pus sosul ăla de adiute. Asta e tot. Poftă mare. Și acum, deci vreau să vă spun că e o rețetă, v-am spus, foarte ușoară. Dacă eu pot să o fac, puteți să faceți și voi. Asta e tot, nu? Da.